Zig Ziglar, Dincolo de vârf, capitolul 8. Atitudinea contează. Cu cât trăiesc mai mult, cu atât îmi dau seama de impactul atitudinii în viață. Pentru mine, atitudinea este mai importantă decât faptele. Este mai importantă decât trecutul, decât nivelul de formare profesională, decât banii, decât împrejurările, decât eșecurile, decât succesele și decât ceea ce cred sau spun sau fac alții. Este mai importantă decât aspectul fizic, talentul sau îndemânarea. Atitudinea poate construi sau distruge o companie, o biserică sau un cămin. Remarcabil este faptul că putem să hotărâm singuri, zilnic, ce atitudine să abordăm în momentul respectiv. Nu putem modifica trecutul și nici faptul că oamenii acționează într-un anumit fel. Nu putem schimba inevitabilul. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să cântăm pe singura coardă care ne-a mai rămas, respectiv atitudinea. Sunt convins că viața este în proporție de 10% ceea ce se întâmplă și de 90% răspunsul la aceasta. Același lucru este valabil și pentru tine. Suntem stăpâni pe atitudinile noastre. Charles Swindoll. Atitudinea pe care o ai, așa cum spuneam, este importantă, dar gândirea pozitivă este înțeleasă greșit de prea mulți, inclusiv de media, de cei neinformați sau de cei prost informați. Unii oameni cred sincer că gândind pozitiv pot face orice, în vreme ce alții sunt convinși că gândirea pozitivă nu-i de niciun folos. Să abordăm acest subiect și să încercăm să descoperim în ce măsură gândirea pozitivă ajută sau nu. Ce te va lăsa gândirea pozitivă să faci și ce nu? Acesta este scenariul binecunoscut al jucătorului de golf dezavantajat. Jucătorul de golf stă în fața primei mingi cu o crosă în mână și cu un teren de 20 de metri lățime în fața ochilor, în vreme ce următoarea gaură este la 130 de metri. Aranjează mingea și alege să arunce cam la 80 de metri, se gândește la țintă, leagănă puțin crosa, ține capul în jos, urmărește mingea, o lovește și o trimite la 60 de metri depărtare, la dreapta față de locul vizat. Mingea se odihnește undeva printre niște copaci mari, dar mai există o deschidere de 2 metri lățime față de pista principală. Eroul nostru supraviețuiește situației și hotărăște că, în ciuda faptului că a ratat cu cel puțin 20 de metri, aflându-se într-o poziție ideală, ar putea atinge gaura de care îl mai despart 70 de metri, lovind aceeași mică minge care acum trebuie să treacă printre copaci, peste iaz și prin dreapta nisipului. Între timp, mingea ricoșează în copaci, intră în apă, stă puțin și pe nisip, iar jucătorul ajunge să mai dea de 8 ori în ea până să ajungă în gaură. Acest jucător de golf care ia mereu hotărâri ce valorează milioane de dolari a luat o decizie care a transformat o lovitură simplă într-una dezastroasă. Era mai simplu să trimită mingea 10 metri ca să o repună pe direcția cea bună decât să încerce să o trimită direct. Categoric că jucătorul de golf a confundat gândirea pozitivă cu capacitatea pozitivă. Gândirea pozitivă te ajută să-ți folosești la maximum capacitățile, dar cu toată gândirea pozitivă din lume, n-ai cum să treci o minge de golf peste niște copaci, peste iaz și dincolo de nisip, dacă nu ai îndemânarea necesară ca să plasezi o asemenea lovitură. Majoritatea celor care îl cunosc sunt de acord că Shaquille O'Neal, marea vedetă de peste 2 metri și 150 de kilograme,
și care are un contract de 120 de milioane de dolari ca jucător de basket al echipei Los Angeles Lakers, este un tip optimist care gândește pozitiv. Totuși, te asigur că, în ciuda gândirii lui pozitive, ar fi un jocheu nul. De fapt, ar trebui să care el în brațe calul până la linia de sosire. De-a lungul anilor, mi-am atras o reputație de optimist, de tip care gândește pozitiv, dar dacă ai nevoie de o operație grea, nu ți-aș recomanda să ți-o fac eu. Oare ce te lasă să faci gândirea pozitivă? Gândirea pozitivă te va lăsa să-ți folosești capacitatea și experiența la maximum. Asta este realist. Să crezi că gândirea pozitivă te poate lăsa să faci orice echivalează cu un dezastru. Este neadevărat și extrem de dăunător pentru că îți creează o falsă speranță și niște așteptări nerealiste. Așteptările nerealiste dau naștere depresiilor. Asta are o logică. Totuși, în ciuda faptului clar că oameni fiind avem anumite limite, există o convingere foarte puternică că atunci când concepi o idee și crezi că o poți îndeplini, vei fi și în stare să o faci. Sunt primul care sunt gata să accept că dacă ideea îți aparține și crezi într-adevăr că poți să o realizezi, șansele de a reuși sunt foarte mari. Din păcate, sunt multe domenii în care anual se dă faliment și faliții sunt niște oameni care au conceput niște idei minunate și au crezut din tot sufletul că le pot realiza. S-au implicat cu tot ce aveau mai bun în domeniul lor și totuși au dat faliment. Poate că ideea nu era sănătoasă sau nu aveau capacitatea, talentul sau pregătirea necesare pentru a o face să funcționeze. Ori s-au întâmplat lucruri mai presus de ei și nu au reușit să-și ducă ideea la un bun sfârșit. Închisorile și pușcările noastre sunt pline cu oameni care au avut niște idei pe care le-au socotit minunate, ori niște viziuni sau niște visuri. Au crezut din tot sufletul că le pot împlini, au muncit din greu, au sfârșit cu o minge ratată, compromițându-și integritatea și aterizând în temniță. Cum gândirea are un efect direct asupra performanței, ea trebuie să se bazeze pe niște informații temeinice. Ni s-au dat creiere ca să adunăm informații pe care să le amestecăm cu bunul simț și în final să judecăm sănătos ce putem și ce dorim să facem. Apoi putem plănui în conformitate cu această idee. Gândirea negativă. Există de asemenea o confuzie considerabilă în legătură cu gândirea negativă. Unele dintre persoanele care gândesc pozitiv cred sincer că dacă măcar pomenești de o problemă sau de o confruntare, gândești negativ. Asta este o naivitate. De fapt, ești realist atunci când recunoști că te confrunți cu o problemă. Ai vrea oare ca doctorul să-ți spună că umflătura din coapsă este un chist ca să nu gândești negativ, în loc să spună că este vorba de cancer? Sau contabilul tău care gândește pozitiv să spună că lucrurile sunt minunate pentru că nu dorește ca tu să gândești negativ, în loc să-ți mărturisească faptul că firma datorează 68.000 de dolari la impozite? Primul pas în rezolvarea oricăror probleme sau confruntări este să te asiguri că ea a fost bine identificată. Este vorba de o gândire negativă atunci când ridici brațele descumpănit și spui: niciodată n-am fost în stare să fac asta înainte. Este o situație fără speranță. Sau n-am ce să fac. Imaginea pe care o formează aceste cuvinte îți blochează imaginația creatoare, dând naștere unei probleme și mai mari decât cea reală. Ai de ales între o atitudine de forță și una de om deprimat. Așa cum cei mai mulți știți, la sfârșitul anului 1992 și la începutul anului 1993, America
a ieșit dintr-o perioadă prelungită de recesiune. Mulți oameni au avut de suferit grav din cauza ratei mari a șomajului, cauzată de restrângerile din firme sau de falimentele companiilor mari și a mii de companii mici. Sunt cu sufletul alături de cei ce au suferit și în mare parte dincolo de vârf este scrisă pentru a vă ajuta să vă pregătiți pentru problemele viitoare. Sunt ferm convins că, indiferent de ceea ce se întâmplă dincolo, atitudinea poate deveni un avantaj competitiv. Copil fiind, în timpul crizei din anii 30, am observat că unii oameni purtau haine elegante, conduceau mașini scumpe, trăiau în case frumoase, petreceau vacanțe minunate și chiar jucau golf la country club. De-a lungul vieții am constatat că aceiași oameni nu dădeau nicio atenție economiei. În diverse ocazii am observat că economia mergea foarte rău. Rata inflației și a dobânzilor trecuseră amândouă de 20%. Și totuși, în acele momente dificile, unii oameni se descurcau extrem de bine financiar, ba chiar se mai și îmbogățeau. De asemenea, am mai observat că în momentele de prosperitate extraordinară, când aproape că găseai bani pe toate drumurile, unii oameni nu își puteau găsi de lucru, iar alții dădeau faliment. Cred că diferența constă în atitudinea lor. Ei priveau dincolo, devineau dependenți și aveau probleme financiare, dar și de altă natură. Alții priveau tot dincolo și vedeau diverse ocazii, recunoscând că numai de ei depindea să profite de ele. Atitudinea conta, de fapt. Elanul. Păstrează-l sau oprește-te. M-am referit la acest subiect în capitolul 7, dar este atât de important încât am vrut să revin la el. Elanul pozitiv este atât de benefic încât trebuie să-l păstrăm, în vreme ce acela negativ este atât de distrugător încât trebuie să scăpăm repede de el. De exemplu, în lumea sportului se pune un accent foarte mare pe importanța elanului și pe faptul că se poate schimba într-o fracțiune de secundă. Aș vrea să subliniez că elanul apare direct în toate aspectele vieții, pe plan pozitiv și negativ. Când elanul e slab, el este alimentat de o gândire slabă. Gândul negativ naște un alt gând negativ, care naște altul și altul, până ce te trezești cu o întreagă familie de gânduri negative. Când ajung să fie suficient de multe, intervine sindromul ASM, care preia controlul. În baseball, când o formație pierde mai multe meciuri la rând, antrenorul caută un jucător foarte bun pentru a-l aduce în echipă. Sunt mulți astfel jucători celebri pentru rezolvarea acestor situații, indiferent dacă până atunci au pierdut sau au câștigat. Să acționezi în viață, afișând o atitudine corectă, este cea mai bună soluție pentru a nu cădea într-o pasă negativă și totodată cea mai bună asigurare că păstrezi viu elanul de natură pozitivă. Acest capitol despre atitudine este plin de exemple despre avânt pozitiv sau despre blocări negative. Apleacă-te asupra celor care ți se par cele mai atrăgătoare și dacă lucrurile o iau pe o pantă greșită, procedează ca în baseball. Când lucrurile merg bine, continuă să faci așa cum ai început și în direcția respectivă. Unul dintre lucrurile care m-au mirat cel mai tare de-a lungul anilor a fost numărul extraordinar de mare al celor care mi-au spus: Zig, când mă simt puțin deprimat, mă repet la casetele tale sau iau una dintre cărțile tale și invariabil îmi crește moralul. Ceea ce mă uimește în legătură cu această afirmație este că nu-și dau seama că dacă ar fi continuat să facă ceea ce au făcut înainte de a le scădea elanul, ar fi scăzut simțitor posibilitățile de a fi deprimați. Menținerea atitudinii corecte este mai simplă decât recâștigarea unei atitudini mentale corecte. PMA
plus sisteme de învățare a gândirii pozitive în școli. Nu, gândirea pozitivă nu îți va permite să faci orice, dar te va lăsa să faci totul, mai bine decât gândirea negativă. E logic. Ce poate face gândirea pozitivă? Gândirea pozitivă îți poate permite să-ți folosești capacitatea pe care o ai. De exemplu, 46% dintre elevii participanți la un studiu efectuat pe 1500 de persoane care au urmat cursul Eu pot și-au sporit gândirea pozitivă și au obținut note mai bune decât colegii lor. Oare gândirea pozitivă te face mai deștept? Eu nu spun asta. Eu spun că elevii au luat note mai mari decât colegii lor datorită unui cuvânt din 8 litere, speranța. Un tânăr care nu crede că poate învăța destul ca să ia examenul, nu va învăța deloc. Schimbă-i atitudinea. Convinge-l că poate învăța și va deschide manualele să studieze. Convinge-l că poate învăța și va deschide manualele să studieze. Dacă îi se schimbă atitudinea, se apucă de carte. Rezultatele se obțin lucrând, studiind, abordând o atitudine corectă. Un sondaj mai recent și mai complex, care a cuprins 492 de elevi și 510 elevi de clasa 8-a și care au participat la cursul Eu pot la gimnaziul Bridgeview din Sydney, Ohio, a scos la iveală niște rezultate extraordinar de incitante. David Gates este profesor și acest raport datează din 7 iunie 1992. Includ această informație în Dincolo de Vârf pentru că am afirmat de la începutul cărții că acestea sunt lucruri care pot fi învățate. Domnul Gates a prezentat 31 de rezultate finale, dar eu le trec doar pe următoarele pentru că socotesc că se înțelege deja despre ce e vorba. Din cei 1002 elevi, 64,1% au declarat că folosesc ceea ce au învățat odată sau de mai multe ori pe zi. 76,1% au declarat că și-au crescut performanța la școală, acasă sau la treabă. 79,1% au declarat că au o imagine de sine mai bună după ce au urmat cursul Eu pot. 82,8% au declarat că au o atitudine mai pozitivă după ce au urmat cursul Eu pot. 52,2% au declarat că au o atitudine mai bună față de școală. 63,5% au spus că sunt mai optimiști în privința viitorului lor. 65,7% au declarat că și-au stabilit și și-au atins scopurile. 65,4% au declarat că sunt mai fericiți de când au învățat aceste concepte. 72,4% au declarat că au înțeles că dacă te afli printre drogați sau fumători, ai făcut deja primul pas ca să ajungi și tu la fel. 58,3% au declarat că au redus consumul de droguri și de alcool. 54,5% au spus că sunt mai sinceri și mai loiali. 59,7% au declarat că au făcut niște alegeri mai bune. 66,4% simt că sunt mai amabili și că îi ajută mai mult pe ceilalți. Peste 50% au declarat că se înțeleg mai bine cu prietenii, cu familia și cu semenii de aceeași vârstă. Ca un comutator. Așa funcționează gândirea pozitivă. Azi noapte am intrat pe întuneric într-o cameră de hotel, am deschis comutatorul și dintr-o dată camera a fost inundată de lumină. Schimbarea comutatorului nu a produs curent electric. Curentul electric era deja generat și prezent. Apăsând comutatorul, am dat drumul curentului electric. Dar dacă n-ar fi fost niciun fel de curent electric prezent, puteam eu să umblu la comutator mult și bine, că tot n-aș fi obținut lumină.
Când acționezi cu mutatorul gândirii pozitive, dai drumul sau pui la dispoziție cunoașterea și experiența pe care le-ai înmagazinat anterior. Acesta este motivul pentru care elevii din sute de școli care urmează cursurile noastre iau note mai mari la toate obiectivele de studiu. Atenție! Dacă elevul nu a studiat și nu și-a însușit materia, toată gândirea pozitivă din lume nu o să-l ajute. Palpitant este faptul că acest tip de gândire eu pot, precum și formarea voinței, îți ameliorează performanța, indiferent dacă este vorba de căutarea unei slujbe, de obținerea unei avansări sau de semnarea unui contract de vânzare. Exemplu, mulți șomeri ar fi încântați să meargă să muncească dacă li s-ar oferi o slujbă, dar rămân pe drumul dintr-un motiv foarte simplu. Suferă de sindromul ASM. Ei nu cred că este disponibilă o slujbă și pentru ei, toată lumea le-a spus-o, sau nu cred că o să aibă ei norocul să obțină o slujbă. Gândind astfel, se întâmplă inevitabilul. Eforturile lor de a căuta o slujbă, în cazul în care le fac, vor confirma ceea ce o știu deja. Ți-am spus că nu există nicio slujbă disponibilă. Odată schimbat acest stil de gândire, cei care solicită o slujbă se vor strădui mai mult să o obțină și vor acționa cu speranța că o vor obține. Dar să analizăm și un exemplu specific care să întărească această idee. Ea a progresat și i-a ajutat și pe alții să se schimbe. Compania noastră a donat seria de casete video Strategiile succesului Consiliului Interconfesional de Căutare a unei slujbe, al cărui scop este să-i ajute pe șomeri să se califice spre a obține o slujbă. Aleta Bean, de la biroul din Fort Worth al Comisiei Forțelor de Muncă a statului Texas, tocmai a fost avansată și în noul post nu mai trata direct cu șomerii. Ea și-a dat seama însă că are nevoie de un an și mai apropiat contact cu oamenii pe care îi ajută, având nevoie de o mai mare motivație, de gânduri și idei noi, așa încât s-a dus la Consiliul Interconfesional de Căutare a unei slujbe și a urmat un curs prin care s-a calificat ca instructor al strategiilor succesului. Odată pe săptămână s-a oferit să țină un curs omerilor și să lucreze și pe grupe mai mici. În 1989, când a adoptat filozofia noastră și procedeele și tehnicile explicate în această carte, Comisia Forțelor de Muncă din Fort Worth reușea în proporție de 81% față de media de plasări pe țară. Până la sfârșitul anului a ajuns la 102%. În 1990, biroul ei avea un randament de 136%, și în 1991, anul cel mai semnificativ a fost de 114%. Spun cel mai semnificativ pentru că în 1991, firma General Dynamics a concediat 10.000 de angajați. Patru companii importante au concediat la rândul lor câte 500 de angajați și alte firme între 2 și 50 de angajați fiecare. Nu mai e cazul să amintesc că 91 și 92 au fost niște ani grei pentru economia noastră. În 1992, biroul din Fort Worth a găsit locuri de muncă pentru 109% față de media pe țară, în ciuda faptului că General Dynamics a mai concediat 4.000 de angajați și multe alte firme au făcut reduceri de personal sau s-au închis. În 1993, biroul Aletei a atins 122% din scopul fixat. Lecțiile Aletei. Mai întâi, ideea că dacă vrei, poți avea tot ce-ți dorești în viață, îi va ajuta pe mulți să transforme în realitate învățămintele acestei povești. Ca urmare a faptului că i-a ajutat pe alții în 1991, Aleta a fost recompensată cu cel mai mare premiu acordat de Asociația Internațională al personalului de la forțele de muncă și mai târziu i s-au recunoscut meritele
în cadrul adunării de la Charleston, Carolina de Sud. În 1993, guvernatorul Ann Richards a declarat-o una dintre cele 100 cele mai importante femei din administrația statului Texas, din 180.000 de femei. În al doilea rând, ceea ce a făcut în afara orelor de program, cursurile ținute șomerilor în cadrul Consiliului Interconfesional de Căutare a unei slujbe, a ajutat-o să fie mai eficientă în predarea acestor principii și tehnici la locul de muncă, respectiv la Comisia Forțelor de Muncă din Texas. În al treilea rând, sistemele de stabilire a unui scop învățate le-a predat și șomerilor, dar i-au folosit și ei în viața personală. În al patrulea rând, conform unui studiu făcut la Centrul de Cercetări și Sondaje al Universității din Michigan, voluntariatul, mai mult decât orice alt domeniu, sporește speranța de viață. Activitățile de voluntariat reduc stresul, ameliorează sistemul cardiovascular și dau un imbol sistemului imunologic. Nu rata așa ceva. Șomerii obțin slujbe pentru că și-au transformat o speranță negativă într-una pozitivă, iar în momentul în care și-au schimbat în bine atitudinea, au și găsit de lucru. Atitudinea lor, imaginea, direcția și entuziasmul față de viață, combinate cu calitățile de caracter, i-au transformat în niște bunuri de valoare pe piața muncii. Când oamenii nu au de lucru, le este greu să aibă o atitudine pozitivă. Tocmai de aceea, cursurile la care se predau ideile despre atitudine și ameliorarea imaginii de sine sunt vitale pentru a-și găsi o slujbă. Procentajele vorbesc de la sine. Ajutându-și clienții să învețe cum să fie mai ușor angajați, Aleta a sporit și rata succesului Comisiei Forțelor de Muncă din Fort Worth. Aleta este o femeie fericită care vorbește cu încântare despre binefacerile, ajutorării altora și se implică în continuare într-un program de dezvoltare. Ea înțelege clar că și profesorul are de învățat și de câștigat uneori chiar mai mult decât elevul, iar atitudinea sa reflectă ideea susținută de Dr. Albert Schweitzer. Singurul cu adevărat fericit va fi cel care se va fi gândit și va fi descoperit cum îi poate ajuta pe alții. Acțiunea schimbă atitudinile și performanțele. Unul dintre cele mai ciudate exemple pe care le-am întâlnit este povestea a două femei care au lucrat acum câțiva ani la Western Union și trebuie să vă spun că nu erau deloc încântate de asta și încă mă exprim eufemistic. Într-o seară, la o cafea, au început să discute despre acest subiect și au hotărât că nu mai pot suporta locul acesta și că vor pleca neapărat, chiar dacă nu li s-a oferit încă altceva. Cum era încă de vreme, au început să plănuiască cum își vor face ele o ieșire spectaculoasă. Dintr-una într-alta, au ajuns la un plan destul de elaborat. Vor pleca fără să anunțe într-o vineri după program, adică mai precis chiar săptămâna următoare. În zilele care au mai rămas, au mai vorbit despre asta, au glumit și, în general, s-au simțit bine. Te schimbi tu, se schimbă și ei. În ziua respectivă, conform planului, s-au îmbrăcat cu hainele cele mai elegante și s-au întâlnit la birou cu o oră mai devreme. Au fiert cafeaua și au făcut ordine în bucătărie până la sosirea primei colege. Au întâmpinat-o cu mare entuziasm și au invitat-o la o cafea. Ea s-a arătat surprinsă și încântată, dar a vrut să știe ce se întâmplă. Cele două au început să râdă și au spus tuturor că s-au hotărât să plece. După câteva momente a mai apărut o angajată și situația s-a repetat, poate chiar cu mai mult entuziasm, și apoi cu a treia și cu a patra, obținând același rezultat. Cele două erau în față când s-a deschis ușa pentru primul client. L-au întâmpinat cu un zâmbet larg și cu un vesel bună dimineața.
I-au spus ce fericite sunt că este primul client pe ziua respectivă și că li se pare că e un semn de bun augur. Omul a făcut niște bancuri, și-a văzut de treabă și și-a luat rămas bun, urându-le vesel, o zi bună, și-a plecat. Ceva mai târziu a apărut un client, l-au primit cu același entuziasm și politețe și s-au purtat splendid cu el, mulțumindu-i din suflet că a venit și poftindu-l să mai treacă pe acolo și lucrurile au mers tot așa. Erau foarte motivate, entuziaste și amabile cu toată lumea. Celelalte angajate erau absolut șocate. Toți clienții erau mulțumiți și încântați. Totul a mers incredibil de bine, fără niciun fel de probleme. La 16:30, una dintre cele două i-a spus celelalte: ei bine, o să ieșim fără să spunem nimic și nu o să ne mai întoarcem niciodată. Sau ne facem o ieșire spectaculoasă declarându-le că este ultima dată când ne mai văd. Partenera sa de boacăne, oarecum mirat, a spus: la ce te referi? Cealaltă i-a răspuns: doar știi că azi ne dăm demisia. Cealaltă s-a mirat: ne dăm demisia? Glumești! Cum să ne dăm demisia dintr-o slujbă la care m-am simțit mai bine ca niciodată în viață? Nici vorbă! Amândouă au rămas. Sentimentele urmează acțiunilor. Așa că atunci când de fapt nu vrei ceva, sau ai chef să faci ceva, trebuie doar să acționezi și atunci o să o faci cu chef. Atenție! Nu s-a schimbat nimic în legătură cu slujba lor, cu directorul sau din punct de vedere economic. Totuși s-a schimbat totul în bine pentru că s-a schimbat atitudinea. Atitudinea lor s-a schimbat pentru că s-a schimbat felul de a acționa. În final, cele două femei au fost mult mai fericite, s-au simțit mai bine, s-au schimbat părerea despre ele și au devenit mult mai utile patronului. Acesta este faptul pe care l-au evidențiat și numeroase studii, anume că 85% dintre motivele pentru care oamenii obțin slujbe și se țin de ele constau în atitudinea lor. Din fericire, atitudinea este un lucru pe care îl poți controla. Simțul umorului sporește siguranța locului de muncă. Dacă vrei să îți sporești siguranța locului de muncă, treci la fapte și folosește-te de umor. Roger Ailes a scris în revista Succes un articol intitulat „Înveselește-te, cei cu gulere tari au cariere scurte”. Singurul sfat de care au nevoie o parte dintre clienții mei atunci când vin la mine poate fi rezumat în două vorbe. Înveselește-te! Pare ciudat, dar cariera poate depinde și de seriozitatea cu care te hotărăști să te tratezi cu mai puțină seriozitate. Potrivit celor care recrutează cadre pentru funcțiile de conducere, 7 din 10 persoane își pierd slujba pentru că intră în conflicte de personalitate. Atunci când un cadru de conducere ajunge într-o funcție medie sau chiar mai mare, principalul criteriu de avansare este posibilitatea de a comunica și capacitatea de motivare și nu atât rezultatele profesionale. Relațiile cu superiorii și cu semenii sunt de asemenea extrem de importante. Realist vorbind, conducerea îi avansează pe cei pe care îi place. Și care ar fi motivul numărul 1 pentru care cineva nu este plăcut în lumea afacerilor? Faptul că se ia mult prea în serios, că nu are simțul umorului. Emerson spunea: dacă vrei să conduci lumea în liniște, trebuie să o amuzi. Umorul arată că și tu ești om, iar sondajele demonstrează clar că toți preferăm să lucrăm pentru cei cu slăbiciune omenești. Avantajele umorului și ale râsului sunt bine cunoscute. În numărul din martie 1993 al revistei Florida Trend, în articolul consultantului pe probleme de umor, Leslie Gibson, aflăm niște date extrem de interesante. Ea declară că la vârsta de 4 ani,
copiii râd de 400 de ori pe zi, în vreme ce adultul râde de 15 sau 16 ori pe zi. Mare păcat, spune Gibson. Râsul face bine în afaceri, reduce stresul, ușurează prezentările și stimulează creativitatea. Într-o firmă, dacă angajaților li se îngăduie să râdă, fie și numai pentru 15 secunde, se obține mai mult oxigen pentru creier și asta îi ajută să gândească mai limpede. Gibson avertizează însă că glumele nu trebuie să ridicularizeze, să defăimeze sau să aibă o nuanță sarcastică. Nu începi o glumă pe care să nu o poți duce la capăt în funcție de cine intră în cameră. De asemenea, mai spune că modul cel mai pozitiv de a folosi umorul la locul de muncă trebuie să fie crearea unui spirit de egalitate socială, îndepărtând barierele. O mulțime de avantaje. Simțul umorului ne facilitează o mulțime de avantaje. Un studiu făcut la Universitatea din Michigan a ajuns la concluzia că aceia care au un simț al umorului sănătos au tendința să fie mai creativi, mai stabil emoțional, mai realiști și mai încrezători. Te poți distra și îți poți face prieteni împărtășindu-le aventuri caragioase din existența de zi cu zi. Nu mă refer doar la a face glume, ci și la a le asculta. Vreme de mai mulți ani, Graydon Patterson a lucrat la noi. Atunci când pregăteam înregistrările pentru vânzare, era întotdeauna invitat în sală, pentru că râsul ei era atât de natural și de spontan, încât îi molipsea pe toți ceilalți. Ea transforma un public bun într-unul excelent. Îmi place la nebunie povestea micuțului, care nu și-a dat seama că predicatorul este în vizită și a dat buza în casă strigând: "Mamă, mamă, am găsit un șobolan în curtea din spate și am luat o scândură și l-am pocnit și iar l-am pocnit, după care l-am zdrobit și iar l-am zdrobit." În momentul în care l-a văzut pe predicator, el a spus pios, după care bunul Dumnezeu l-a chemat la el. Sper că ai schițat măcar un zâmbet la această poveste sau chiar ai râs. Din punct de vedere medical, știm că râsul degajă endorfina, care ne energizează, ne sporește rezistența și acționează ca un calmant natural. Sper sincer că atunci când vei auzi ceva cu adevărat nostim, vei râde sănătos, pentru că dacă nu, nu o să-ți placă deloc consecințele. Trebuie să te previn că atunci când vrei să râzi și te abții, întreaga forță a acelui râs intră în interior și se lățește. Așa cum știi probabil, obezitatea este o lățire. Așadar, faptul că te abții de la a râde poate să însemne că va trebui să-ți cumperi o nouă garderobă. Dr. John Maxwell remarca: o persoană care poate râde de viață și de sine va fi mai puțin stresată. Dacă ai un simț al umorului sănătos, vei urca mai repede scara și te vei bucura mai tare de asta. Vei fi mai eficient cu ceilalți, pentru că aceia care au simțul umorului au și relații bune cu restul lumii. Spiritul de echipă este sporit și productivitatea crește. Folosirea eficientă a umorului mai are încă un avantaj. Ne crește capacitatea de convingere. Iată o scrisoare trimisă de preotul metodist Charles Allen, pe care a pretins că am primit-o de fapt. Ca răspuns la cererea de a trimite un cec, aș vrea să vă informez că în situația mea bancară actuală îmi este aproape imposibil. Situația mea financiară, precară, se datorează legilor federale, legilor statale și departamentale, precum și celor ale corporațiilor, rudelor și răufăcătorilor. Din cauza acestor legi, sunt obligat să plătesc o taxă pe afaceri, o alta pe distracții, una pe cap, alta pe școală, una pe gaze, alta pe lumină, pe apă, pe vânzări și până și pe creier. Mi se cere să am un certificat ca să fac afaceri, un altul ca să dețin un câine și un al treilea de căsătorie.
În vreme ce oricum eu am contribuit la toate tipurile de instituții pe care genul uman le-a scos la iveală, donații pentru partea comică, pentru șomaj, până și pentru spitale și instituții caritabile, inclusiv pentru Crucea Roșie, Crucea Neagră, Crucea Violet și Crucea Îmbârligată. Spre binele meu, mi se cere să am asigurare pe viață, pe proprietate, pe cheltuieli, contra spargerilor, accidentelor, afacerilor, cutremurelor, tornadelor, șomajului și incendiilor. Sunt inspectat, așteptat, dispersat, refuzat, examinat, reexaminat, informat, reinformat, somat, amendat, condamnat, obligat să furnizez o sumă extrem de mare pentru toate nevoile, dorințele și speranțele necesare umanității. Dacă refuz să donez, sunt boicotat, comentat, mințit, reținut, furat și jefuit până ce sunt ruinat. Vă pot spune cinstit că până ce nu se va întâmpla ceva neașteptat, nu am cum să dau acest cec. Lupul care vine tot mai des în casele oamenilor, tocmai a ajuns și la noi și tocmai a făcut pui în bucătărie. Am să-i vând și așa o să am bani. Rezultatul. O companie de extrem de eficientă de strângere a unor fonduri enorme. Aceasta este dovada că drumul cel mai rapid și mai sigur către sufletul, mintea și buzunarul celuilalt este adesea umorul. Și acum, serios, nu-i așa că te simți mai bine de când ai început să citești acest capitol? Când vorbim de atitudine și profităm la maximum de soluțiile din dincolo de vârf, trebuie să ascultăm și o casetă înregistrată cu umor adevărat. Umorul de genul celui pe care l-ați citit ne relaxează, ne scapă de stres, ne face bine la sănătate și poate face minuni în privința atitudinilor abordate. În mod special te-a sfătuit să asculți un umor bun, curat, cel puțin câteva minute pe drumul de întoarcere de la serviciu de acasă. Cei ca Andy Andrews, Ken Davis, Dr. Charles Jervis te pot ajuta să obții acea stare de spirit minunată și să-ți fie mai ușor când te întorci în sânul familiei. O altă sursă preferată de umor pentru mine este și Reader's Digest și benzile sale desenate zilnice. Umorul uniformă și viața în aceste state, precum și numeroase alte caricaturi, îmi ridică moralul de fiecare dată când le citesc. Începe sau termină ziua astfel. Citește ceva nostim. Caricaturile îți vor aduce zâmbetul pe buze, dar dacă vrei să te distrezi cu adevărat, apropie-ți familia, învață pe copii să aprecieze umorul și să-și dezvolte acest simț. Cumpără-ți un exemplar cu engleza chinuită, engleza și mai chinuită și engleza cea mai chinuită, toate scrise de Richard Lederer. Va fi nevoie de o minimă punere în scenă pentru familie, dar dacă zilnic va citi altcineva 3 sau 4 greșeli de înțeles, toată lumea va râde și asta va crea o atmosferă relaxată și va deschide pofta de umor. Iată 3 exemple. Pediatru, doctor de picioare, un de lemn, unt de lemn. Medic internist, cel care internează. Sau cum spune Diane Johnson, râsul este marmelada de pe felia de viață, îi dă savoare, ajută să nu se usuce prea tare și este mai ușor de înghițit. Învață să găsești ce e bun. Ani de zile am încurajat diversi indivizi nefericiți ce găsesc veșnic nod în papură să se preschimbe în descoperitori de lucruri bune. Le-am sugerat să facă o listă cu toate lucrurile care le plac, pe care le admiră sau le apreciază la slujba lor, la partenerul de viață sau la orașul în care locuiesc, după care i-am încurajat să le enumere cu voce tare și cu entuziasm în fața unei oglinzi în fiecare dimineață și seară. Rezultatele au fost adesea imediate și semnificative în viața celor care au participat la acest exercițiu. De asemenea, trebuie să mai știi că dacă te vei plânge prea tare de problemele tale,
vor exista veșnic și mai multe probleme de care să te plângi. Veșnicul nemulțumit din casă poate distruge orice speranță de relații bune cu partenerul și copiii. Persoana care veșnic se vaită și se plânge la slujbă este cea mai puțin eficientă, câștigă cel mai puțin și atunci când se fac reduceri de personal este prima pe listă. Persoana care își face o reputație din faptul că se vaită și se plânge este puțin probabil că își va face prea mulți prieteni și ca urmare nu va avea pe cine să se bizuie. Deci nu te mai plânge. Descoperă lucrurile bune în cazul partenerului, al părinților sau al copiilor. Fă o listă cu ce-ți place la ei și revizuiește lista din când în când. Cu cât mai mult le vei evidenția calitățile, cu atât vei descoperi că au și mai multe calități care ori să-ți placă sau pe care chiar o să le îndrăgești. Ca urmare, îi vei trata pe acești membri ai familiei cu mai mult respect, politețe sau recunoștință. Acest sistem sporește șansele de a avea relații mai solide și mai multă fericire acasă, fericirea fiind o stare pe care cu toții ne-o dorim. În parte, soluția menținerii unei atitudini pozitive și a eliminării problemelor este întocmirea unei liste scrise. De exemplu, notează lucrurile care îți plac realmente la cei din jur. Apoi, când lumea te întreabă de unde ești, spune-le cu mândrie și entuziasm unde locuiești și, dacă e timp, și câteva dintre motivele pentru care te bucuri că locuiești acolo. Folosește același sistem și în cazul slujbei, al companiei la care lucrezi și al colegilor de serviciu. Când te întreabă cineva unde lucrezi, răspunde cu entuziasm că lucrezi la compania XYZ și că ții mult la ceea ce faci, după care expune pe larg lucrurile care îți plac la slujba ta. În felul acesta, îți vei arăta recunoștința pentru șansa de a lucra acolo. Recent, în timpul unei conferințe la Dallas, le-am sugerat celor din sală să facă o listă cu ceea ce le place la slujba lor. 2 săptămâni mai târziu, o femeie care lucra la JCPenney mi-a zis că m-a ascultat și că în mai puțin de o săptămână, superiorul ei a felicitat-o pentru noua ei atitudine și pentru progresele pe care le-a făcut în muncă. Acest sistem face minuni în privința atitudinii, pentru că unul dintre marile adevăruri ale vieții este: cu cât îți exprimi mai mult recunoștința față de lucrurile pe care le ai, cu atât vor fi mai multe lucruri față de care să-ți exprimi recunoștința. Atitudinea pornește de la tine. Următorul pas în menținerea unei atitudini corecte și în asigurarea unei mai mari șanse de a reușită completă este un control atent al limbajului. Cuvintele pe care le folosim când ne adresăm altora, dar și nouă, contează enorm în definirea atitudinii. Adesea oamenii mă întreabă cum reușesc să am un moral atât de ridicat atât de multă vreme. Răspunsul este că stau și mă ascult. Sună ciudat, chiar egocentric, dar poți face același lucru, iar ceea ce îți spui are o influență majoră asupra poziției pe care te afli. Am însă un mare avantaj față de voi, toți ceilalți. Cariera mea se bazează pe cuvinte, pe rostirea lor, pe scrierea lor și pe citirea lor. Majoritatea datelor care ajung la creierul meu sunt de natură informațională și mă inspiră. Ceea ce dictez în scrisori sau spun cu glas tare în conversații între patru ochi, ceea ce glăsuiesc când îmi pregătesc discursurile, toate acestea au o influență extraordinară asupra atitudinii mele. Discursul meu către tine este o discuție cu mine însumi. Dacă m-ai auzit vreodată vorbind, știi că o fac cu foarte mult entuziasm. Așa trebuie purtat acest dialog cu sine, cu patimă, cu încântare, cu convingere. Când procedezi așa, impactul asupra propriei gândiri este substanțial. Pe de altă parte, aceeași pasiune, aceeași încântare și convingere, dacă sunt însoțite de cuvinte, gânduri sau expresii negative, pot avea un impact negativ semnificativ asupra atitudinii. Să analizăm câteva comentarii ale rabinului Daniel Lapin, făcute în publicația sa Tool, în legătură cu lucrurile pozitive și cu evitarea celor negative. Când îi auzim pe celălalt spunând vorbe grele,
Chiar dacă suntem înclinați să nu credem ceea ce se spune, relația cu respectivul este profund modificată în rău. Cu alte cuvinte, suntem influențați fără să vrem de tot ce auzim. Nu există bârfă inofensivă. Dacă dăm ascultare bârfelor, de obicei rămânem cu un sentiment de insatisfacție la adresa partenerului de viață, a copiilor, a angajaților, a prietenilor și a vieții în general. Bârfele dau naștere unui sentiment nedemn. Cuvintele pătrund în sufletul nostru și nu pot fi șterse sau ignorate. Leviticul 19:14 spune: să nu blestem pe cel surd. Cum nu poate auzi ce e rău în asta? Ei bine, interdicția se referă la efectul pe care îl are asupra celui care blestemă. El aude propriile cuvinte și asta îl face nedemn ca om. Depășește-ți inhibițiile și vorbește-ți. Vorbește-ți cu patimă. Pregătește-ți discursurile spunându-le cu voce tare. Ca să fii un învingător, trebuie să-ți auzi cuvintele care să pătrundă până în sufletul personalității tale. Dacă vrem să credem cu adevărat în ceva, trebuie să ne o spunem cu glas tare și nu să o gândim în tăcere. Cum ne amintim mult mai bine ceea ce auzim, cititul cu voce tare ne îmbogățește vocabularul, ne face mai fluenți și ne ordonează ideile, mai ales ne inspiră. De câte ori spui ceva bun despre cineva în viață, o și crezi tot mai tare. Autocenzura este un avantaj pentru sufletul tău. Cum tot ce pătrunde în minte, prin urechi, are un efect, este mai bine să nu auzi anumite lucruri. Prin vorbe, omul poate să își sporească substanțial armonia interioară și sentimentul de mulțumire în privința unor lucruri ce nu pot fi schimbate în viață. Rugăciunea față de Domnul stabilește o relație mai apropiată cu El. De aceea, în parte, rugăciunea se face cu glas tare. P.S. Limbajul nostru ar trebui să fie atât de curat încât să putem oricând împrumuta predicatorului, preotului sau rabinului papagalul vorbitor din casă. Este important. Am inclus importanța vorbirii cu sine în acest capitol despre atitudine pentru că ești singurul care poate controla ce îți spui. De la asta pornește atitudinea pozitivă. Odată inițiată, ea trebuie dezvoltată, menținută și aplicată, iar inconsecvențele vieții nu vor mai avea puterea să-ți întrerupă perspectiva pozitivă. Următorul capitol este conceput în așa fel încât să te concentrezi asupra declarării calităților pozitive, iar atitudinea dictează eficiența cu care le poți folosi în treburile de zi cu zi. Susținerea calităților presupune un efort și povestea care urmează va arăta de ce este necesar efortul ca să trăiești dincolo de vârf. Locurile din față, la dispoziția tuturor. În ianuarie 1992 am avut privilegiul să vorbesc la colegiul din Raymond, Mississippi. În 1943, când aveam 16 ani, am avut de asemenea privilegiul să învăț la acest colegiul, care pe vremea aceea era liceu. Pe când eram elev acolo, antrenorul Joby Harris a avut un enorm impact asupra existenței mele. Scopul pentru care am mers la Raymond și ceva mai târziu la Jackson era să stabilesc fondurile necesare pentru o bursă care să poarte numele Joby și Jim L. Harris. Elevii și alte diverse persoane erau așezați în spatele sălii și o parte dintre ei pe margini. Când am început să vorbesc, am observat 7 locuri libere în primul rând și 5 în cel al doilea rând. Mai înainte le spusesem că locurile sunt goale și îi îndemneasem pe elevi să le ocupe. Nimeni nu s-a mișcat. După care am spus: știți, aș vrea să am puterea și timpul să cobor de pe podium, să ridic aceste scaune și să le aduc la voi, ca să vă simțiți mai comod în timpul prezentării, dar n-am destulă forță și nici timpul nu mi-o îngăduie și am o vagă bănuială că personajele de la administrativ s-ar supăra dacă aș proceda astfel. Totuși, aș vrea să vă spun doar că este suficient să faceți cam 20 de pași și veți avea un loc în primul rând. Pentru cei de la marginea sălii, din păcate, va fi ceva mai complicat,
pentru că locurile goale sunt la mijloc și va trebui să treceți de 3 sau 4 persoane. Ei bine, așa este și în viață. Rare ori ocaziile vin ele la tine. Trebuie să vă duceți voi la ele. În majoritatea cazurilor sunt obstacole între voi și ocaziile din viață, dar vreau să știți că în locurile din față sunt la dispoziția tuturor. Există destul loc în vârf, doar că nu e îndeajuns spațiu să vă așezați și aceste spații sau locuri n-or să vină ele la voi. Voi trebuie să mergeți la ele. Nu uita, nu este important de unde pornești, ci unde vrei să ajungi. Prima misiune a lui Colin Powell a fost să spele dușumelele într-o fabrică de băuturi răcoritoare. El a hotărât să fie cel mai bun oriunde s-ar afla. Aceeași atitudine a afișat-o și în armată și așa cum pomenea mai înainte, a trecut în rezervă în 1993, a fost de nenumărate ori decorat și a fost respectat ca șef al marelui stat major. Depășirea obstacolelor. Chiar dacă pe o parte dintre elevi i-am făcut să se simte stânjeniți, intenția mea era să-mi exemplific punctul de vedere și să-i încurajez să vină în față. Multe lucruri sunt disponibile în viață, chiar și când se spune că economia ar merge prost, dar trebuie să acționăm astfel încât să devină ale noastre. De asemenea, este semnificativ faptul că acele 7 locuri din față nu presupuneau niciun efort. Un număr mai mic de locuri, 5, presupuneau un mic efort, dar nimeni nu s-ar fi opus. Ar fi fost cât se poate de ușor. Sunt convins că ești curios să afli câți dintre elevi au avut curajul să facă 15 sau 20 de pași sub ochii tuturor celorlalți și să-și revendice aceste locuri. Răspunsul este 1. Ar fi fost mai bine dacă aș fi avut prezența de spirit să-i notez numele și să văd ce a făcut în viață. Bănuiesc că acționând astfel, probabil că se descurcă foarte bine. Dar ceilalți? Ar fi putut să învețe ceva de la cei doi tipi care într-o bună zi au avut o întâlnire interesantă. Unul stătea sub un copac și se relaxa, iar celălalt se uita la el. După câteva momente, cel care stătea întins a spus: "Ascultă, știu că ai vrea și tu să stai întins ca mine, dar știi, să știi, bătrâne, că trebuie un oarecare efort pentru asta." Partea importantă a atitudinii este ideea. Trebuie să faci un mic efort, care merită dezvoltată și menținută pentru a ajunge la o atitudine pozitivă. Nu uita, dacă faci depuneri zilnice de idei pozitive, vei fi suficient de motivat să schimbi comutatorul ca să lasă să circule curentul, gândirea pozitivă, și să dai drumul la lumină ca să fii în stare să vezi drumul până la locurile din față. Important. Următorul capitol este semnificativ și poate fi esențial în schimbarea vieții, așa că te-aș sfătui să fii cât mai dinamic și suficient de odihnit înainte să-l începi. E dinamită!